Bună, dragilor! Astăzi, așa cum v-am promis, revin cu primul meu story de pe acest canal, prima poveste. Și pentru că asta mi-ați cerut pe Instagram, astăzi o să filmez experiența mea cu Oriflame. Nu mai știu, știu că am făcut un sondaj pe Instagram cu acest video și cu încă unul, nu mai știu exact cu ce era, dar știu că acesta a ieșit preferatul vostru. Dacă vreți să-l fac și pe celălalt, spuneți-mi în comentarii și împrospătați-mi memoria, pentru că chiar nu mai știu cum se numea. Dar să revenim la acest video principal. Experiența mea cu Oriflame a început acum aproximativ 4 ani de zile. În luna aprilie se vor face 4 ani. Iar eu m-am alăturat companiei Oriflame probabil ca foarte multe dintre voi. Eu eram înregistrată la o altă companie, de fapt la alte două companii. Nu vreau să le dau numele, dar foloseam produsele de la ei pe vremea aceea, iar toată treaba aceasta s-a întâmplat în liceu. Foloseam și produsele de la Oriflame, îmi cumpăram foarte des gelul acela de curățare, care acum este de la Pure Skin. Îmi amintesc că îl cumpăram de la colega mea de liceu, Georgiana Dumitra, care ulterior a devenit și sponsorul meu Oriflame. Te salut, boss! Și s-a întâmplat că în clasa a 11-a, dacă nu mă înșel, sau a 12-a, nu mai știu sigur, cred că am 11-a totuși, știu că nu aveam 18 ani împliniți, dar eram pe aproape, m-a invitat la o întâlnire de a ei cu directorul din acea vreme, iar eu evident că am refuzat-o total, pentru că nu mai voiam să am această experiență minunată, pentru că nu eram foarte încântată nici la celelalte companii la care am fost. Am încercat și acolo să mă dezvolt, mai exact să-mi fac o echipă, nu mi-a plăcut, n-am avut experiență prea minunată și atunci nu-mi doream să mai încerc, pentru că deja încercasem și mi se părea mie că nu sunt pentru mine aceste lucruri și aceste domenii și o refuzam non-stop. Iar în momentul în care ea mi-a propus să mă alătur echipei ei, bineînțeles că a fost un refuz, pentru că, v-am spus, eram deja în alte companii, nu-mi plăcea ce se întâmpla acolo și am zis că nu o să se întâmple asta, nu am de ce să mă mai bag și aici și așa mai departe. Ok, m-a invitat la o astfel de întâlnire, de prezentare cu produse, de testat, cu... Dacă nu mă înșel, era și o ședință de make-up, nu mai știu exact. Bineînțeles că am refuzat-o inițial, nu voiam să aud, dar mi-a sugerat să vin acolo măcar ca și prietenă pentru ea, pentru că era necesar să aducă un anumit număr de persoane și într-un final am acceptat, am zis hai că vin totuși, dacă spui că e doar o oră, ok, hai că vin pentru tine. Și am mers acolo. Iar pe lângă avantajele care ni s-au prezentat, pe lângă reduceri, cadouri și ce mai există la Oriflame, ni s-a prezentat exact atunci, exact în prima mea întâlnire Oriflame pe care am văzut-o și primele informații pe care le-am primit au fost toate. Deci am primit, cum vă spuneam, pe lângă toate informațiile de bază, ca să zic așa, am primit și planul de business. Cum să-ți faci o echipă, ce poți să câștigi dacă îți faci această echipă, dacă ai propriul tău business. Nu știu cum să vă spun, dar ideea aceasta de echipă și de business, ca să o prezinți cuiva, durează ceva timp și sunt destul de multe cifre. Bine, eu eram super încântată când venea vorba de salarii, bineînțeles, cred că oricine era încântat de ideea aceasta. Și vreau să vă spun că am plecat acasă înscrisă. Nu știu cum s-a întâmplat asta, m-am dus acasă și efectiv mă gândeam într-una ce naiba am făcut acolo, cum am ajuns să mă înscriu din nou la altă companie și iarăși să o iau de la capăt, dar exact așa s-a întâmplat, așa a fost să fie. Sunt sigură că multora dintre voi li s-a întâmplat acest lucru, să meargă acasă și să gândească ce naiba am făcut, cum am ajuns să mă înscriu și așa mai departe. E, așa mi s-a întâmplat și mie, de la ideea aceasta am pornit. Singurul lucru de care am fost tentată, ca să zic așa, să fac acest pas, știam că este partea de business. Deci cred că sunt printre puținele persoane care s-au alăturat Oriflame pentru partea de business și nu pentru a cumpăra produse cu reducere, pentru că v-am zis să aveam această experiență din alte părți și nu mai voiam să cunosc domeniul acesta. Dar, într-un final, m-am împăcat cu ideea, ca să zic așa, iar la următoarea întâlnire, întâmplarea a făcut că directorul de pe vremea aceea mi-a sugerat să invit și eu la fel persoane. Bineînțeles că ne promisese, adică
mie cel puțin îmi promisese un anumit cadou la un număr de persoane. Eu la vremea aceea am umplut o sală întreagă. Nici astăzi nu știu cum Dumnezeu s-a întâmplat acest lucru și cum am putut să conving atâtea persoane să vină acolo, dar le-am convins și a avut un impact chiar wow, nu mă așteptam nici măcar eu să am așa rezultate. Dar atunci când îți dorești chiar se poate. În seara aceea se pare că mi-am format și echipa și atunci practic am început să facem primii noștri pași către succes, dar asta să știți că s-a întâmplat în primele mele cataloage, primele campanii, undeva la 2-3 campanii. Am tot încercat să îmi formez o echipă, să o dezvolt în continuare, dar din păcate am avut o perioadă în care nu știu de ce, dar cred că uneori trebuie să vină de la voi chestia asta și să vă dați seama că sunteți pregătiți să faceți acest lucru. În câțiva ani, cred că 2, ceva de genul, pot să zic că am stagnat în legătură cu Oriflame, am căutat alte joburi, am vrut să am o anumită experiență, ca să zic așa, și bineînțeles că am primit experiența pe care mi-am dorit-o. Mi-a fost de ajuns să înțeleg că eu sunt făcută pentru a avea propriul meu business și nu pentru a lucra în alte părți pentru alte persoane, ca să zic așa. Și mi-am dat seama că asta mi-ar plăcea să fac, asta ar fi ceea ce mi-aș dori și domeniul pentru care aș lucra cu pasiune și cu dorință. Și știți că vă spuneam eu că aici nu aveți nici măcar un program, vă faceți voi programul cum vi-l doriți. Și mi se pare fantastic să poți să stai non-stop cu fetele la cafele. Bine, să știți că se mai întâmplă să vină și băieți și asta nu este o piedică și băieții au nevoie de venituri suplimentare și băieților le place să se îngrijească. Cred că știți și voi că sunt și băieți și bărbați, ca să zic așa, directori în Oriflame și așa mai departe. Pentru că oamenii care văd acest lucru ca pe un business, ca pe propria lor afacere, pentru că poate deveni afacerea voastră și nu ca pe un catalog care pur și simplu trebuie să-l împarți ca să faci vânzare și cam atât. Ei bine, oamenii aceia vor obține rezultatele pe care și le doresc, vor obține propriul lor business, doar acționând constant puteți să ajungeți să vă îndepliniți obiectivele. Și acum o să vă spun de momentul în care eu m-am decis că voi face Oriflame, că Oriflame este pentru mine și că îmi doresc să am propriul meu business. Momentul acela a fost la începutul anului 2017, când am fost la primul meu training de dezvoltare a acestui business. Este un training fantastic, se numește Sarpio, iar cei care fac parte din Oriflame știu acest training, îl cunosc și știu la fel de bine ca și mine ce rezultate minunate are. Ei bine, atunci a fost prima dată când am participat la acest training și vă spun sincer că în momentul în care am fost acolo, mă simțeam exact ca un copil care, de fapt nu ca un copil, exact ca un consultant proaspăt înscris care trebuie să o ia de la zero. Pentru că aveam deja aproape 3 ani în urmă în care am rămas la un nivel de manager, de prim manager, ca să zic așa, pentru că sunt mai multe nivele și mi-am dat seama că cu toate astea este un lucru foarte mare că eu am rămas la acel nivel timp de atâția ani, dar pe de o parte, mergând acolo și văzând cum persoane mult, deci mult mai tinere decât mine și nu vă imaginați că am nu știu ce vârstă, dar erau mai tinere decât mine și erau directori, iar eu eram la acest nivel de 3 ani de zile, în condițiile în care aceste persoane în doar câteva luni au ajuns să-și deschidă calificarea de director. În momentul acela să știți că am simțit că cineva m-a zguduit la propriu și mi-a zis ce Dumnezeu ai făcut până la vârsta aceasta și ce ai așteptat până acum, dar cred că a fost necesară și o mică experiență înainte ca să-mi dau seama ce-mi doresc de fapt de la mine în primul rând și ce mi-ar plăcea să fac pe viitor cu această carieră a mea, pentru că fiecare ne dorim să ne facem o carieră, doar că depinde în ce domeniu ne dorim. Nu vreau să aduc discuția de ce situație există la noi în țară și despre modul în care noi studiem și facem aceste studii superioare și ne sunt recunoscute într-un mod minunat, pentru că, bineînțeles, toți facem aceste studii superioare, facultate, master, doctorat și toate cele care se mai pot face pentru un salariu cât mai mare, pentru a avea condiții de trai cât mai bune,
și apoi ulterior să descoperiți că salariile sunt minunate în această țară. Se mai întreabă toată lumea de ce majoritatea românilor pleacă în afară. Ei bine, aveți răspunsul. Bine, acum nu vreau să fac o chestie de politică pentru că nu îmi place ideea, nu îmi place să vorbesc despre acest lucru chiar deloc. Și mi-amintesc că atunci când eram mai micuță, prin liceu și generală, bunicii mei se uitau non-stop pe un canal despre politică. Deci cred că 12 din 24 era setat televizorul pe acel canal și era minunat. Dar pe mine chiar mă pasionează acest subiect și nu vreau să mai intrăm în detalii, ok, o să trec peste. O să rămânem la povestea despre care vă spuneam. Ei bine, la începutul anului trecut, undeva prin luna februarie, a fost momentul meu decisiv de a face Oriflame, de a-mi începe propria mea carieră și de a îmi forma o echipă puternică cu care să pornesc la drum cu drag și le mulțumesc absolut tuturor persoanelor care s-au alăturat echipei mele. Sunteți o echipă minunată, dragilor, și vă felicit din suflet pentru rezultatele voastre de până acum și vă doresc ca toate obiectivele voastre de acum încolo să se îndeplinească. Pe parcursul anului trecut, dacă mă urmăriți, ați văzut că am participat la foarte multe training-uri din acestea pentru dezvoltarea business-ului și să știți că odată cu ele am realizat cât de multe se pot face în acest business, cât de departe poți ajunge datorită lui, cât de puternic este construit și ce povești fantastice există, începând de la copii, pentru că să știți că există persoane cu vârste foarte mici, chiar sub 18 ani, care sunt directori în Oriflame, și până la mămici cu câte 2 sau 3 copii, care și ele la fel, cu încă un job pe lângă, au reușit și ele în Oriflame. Și puteți să căutați chiar pe pagina Oriflame oficială de pe YouTube și o să găsiți foarte multe povești ale unor oameni care au reușit cu această companie. Odată cu aceste traininguri am și călătorit cu Oriflame, pentru că n-am mai fost înainte, în cel puțin eu una nu mă plimbam în locații de 5 stele prin capitală sau prin alte orașe frumoase din această țară. Am fost alături de fetele mele din echipa mea și eu zic că am trăit o experiență superbă împreună, pe care ne-am dorit să o prelungim mult timp de acum înainte. Există și călătorii în afara țării, la care dacă participați și luptați puțin pentru a obține acele călătorii, puteți să mergeți pe banii companiei, la fel în locații de 5 stele, ceea ce mi se pare minunat și cred că orice persoană și-ar dori ca măcar o dată pe an să aibă parte de o astfel de excursie. Și sincer, nu știu ce alt job din România oferă așa ceva. Și gândiți-vă că aceste călătorii de 5 stele organizate de companie sunt făcute pentru a vă recunoaște meritele și eforturile voastre, pentru a recunoaște munca pe care ați depus-o, ca să vă puteți califica la o astfel de călătorie. Tot ce mai rămâne să faceți și să facem împreună este să luptăm pentru visul nostru, asta dacă există un vis pe care ni-l dorim cu adevărat. Sunt convinsă că toate și toți cei care mă urmăriți aveți vise de îndeplinit, atât pe termen scurt cât și pe termen lung. Deci haideți să lucrăm împreună, să lucrăm la visul nostru și la îndeplinirea lui cât mai rapidă, pentru că această companie poate, în funcție de cât de mult vă implicați în acest business, să vă îndeplinească visele. Așadar, dacă și tu îți dorești să te alături echipei mele și să pornim în propria noastră călătorie către succes, te invit să accesezi linkul din descrierea acestui video, iar eu te voi contacta, îți voi oferi toate detaliile necesare, te voi sprijini și te voi ajuta să-ți îndeplinești visele pe care abia aștept să mi le spui. Dragilor, cam aceasta a fost experiența mea cu Oriflame. Nu este o poveste foarte lungă, este o poveste reală, este ceea ce mi s-a întâmplat mie. N-are rost să vă mai spun câte lucruri am primit pe parcursul acestui timp de când fac Oriflame, pentru că știți videoclipul acela în care v-am arătat în materie de produse ceea ce am primit, în materie de premii, ca să zic așa, în materie de salarii. Nu o să stau acum să vă spun ce venit am, dar exact ce v-am spus, în funcție de cât de mult vă implicați, de acolo vine și câștigul vostru, atât financiar cât și în materie de premii, călătorii și așa mai departe. Poate dacă vă doriți, pe viitor o să revin cu un update la acest video și o să vă mai povestesc pe parcurs ce s-a mai întâmplat nou,
cum am mai evoluat și ce directori minunați am format în acest an, pentru că asta îmi doresc și acesta a fost și este obiectivul meu pe anul 2018. Abia aștept să vă spun probabil anul următor ce s-a mai întâmplat nou, dar sincer, decât să vă spun eu, mai bine haideți să trăim împreună aceste momente minunate pe care ni le oferă această companie. Sper din suflet că v-a plăcut acest video, iar dacă îl considerați util, nu uitați să dați un like și un share, pentru că mă ajutați enorm. Eu vă mulțumesc din suflet pentru vizionare ca de fiecare dată, iar noi rămânem să ne vedem la următorul videoclip. V-am pupat!